Salut, prieteni! O să ne jucăm astăzi de-a Mediterana pe malul Dunării din două motive. Primul e că pești veniți din Mediterana au ajuns în portul cetate. E vorba de scrumbia de Dunăre care în Marea Neagră, când vin, intră, este albastră și în clipa în care o ia în sus spre porțile de fier, devine argintie. Este un fenomen foarte interesant și mai gustoasă odată ce intră în apa dulce, nesărată. Lumea a așteptat, am doi prieteni acolo care dau la scrumbie, au prins de dimineață când e. O să fac sushi din scrumbie, pentru că, în general, ca să faci, să mănânci pește crud, el trebuie să fie de apă sărată. Nu prea se mănâncă pește de apă dulce crud, deși eu am mâncat și de asta. Am mâncat, de exemplu, ștucă feliată și șalău. Dar imbatabil este scrumbia. Singurul pește de mare care intră, voia să meargă pe vremuri, mergea până la izvoare, i s-a pus stabilă, în fine. E un miracol, într-un fel, că se mai întâmplă să vină scrumbia la noi. În afară de scrumbie, care e invitata principală, mai am un invitat, domnul Duban. De vreo 3 săptămâni încearcă să ridice puțin veselia postului Prima TV. Prima Comedy. Bine te-am găsit. Nu e o inflație de comedie, totuși, că vă fac concurență politicienii. O să ne ia pâinea într-o mai mult, zi. Să știi că jur că ne iau pâinea, sunt mult mai bun actor decât noi. Râzi mai mult de ce se întâmplă în parlament decât în... Așa da. Este. O să rămâne fără pâine. Dar tu ești optimist. Eu am mai făcut cu tine o emisiune acum câți ani? Acum vreo 3, 4, 5, 6 ani. Nu știu ce am făcut ieri și tu mă întrebi de acum câțiva ani. Bine, toți suntem bătrâni și senili, dar... Eu mi-amintesc că atunci ți-am făcut o chestie, nu știam ce se întâmplă, la Lacrimi și Sfinți am gândit un iepure. Un iepure prăjit și noi aveam acasă un iepuraș. Deci el cumpărase pentru copilul era lui. Era mic Armin. Armin îl cheamă, da? Armin. Îi cumpărase lui Armin Matei Duban un iepuraș. Eu nu știam, n-aveam nicio... A fost o întâmplare, gătesc foarte rar iepure. Și vine el așa cu aerul în șer, ca să se facă... Și îngătește iepura, aoleu, ce o să zic Armin? Îți dai seama, ăla la micul care zice că cu iepuri l-a văzut pe tasă o mâncând iepure. L-a băgat într-o baie de ulei, n-a văzut. Criminal. Dar atunci vezi că pe ai lângă fost asta, criminal, dincolo de iepuri, ai făcut niște chestii, murături în prăjală. Da, deci da. Ai prăjit castravete murat. Gogonele. Deci aici în Oltenia n-am mai văzut. Se fac tocănițe din murături. Ei știu că sunt... Nu se face și la voi, da? Bună ziua, băieți, să trăiți! Știi, da? Îi știi pe ei. Acum, păi mă uit la tine. Nu la mine, la ei. Nu, la emisiunea ta. Mi-a plăcut venirea, ca să zic așa. Am ieșit un pic din cotidian, din decorul meu obișnuit, București. De fapt, eu nu stau în București, stau în Otopeni și mă bucur pentru asta. Dar aici e altceva. Malul Dunării, natură, atmosferă. Nu sunt la prima întâlnire cu el, dar e o nouă provocare. Mamă, ce lucru! Îți vorbeam de scrumbie. Astea-s cam micuțe, știi, în mod normal. Ele sunt cam așa, chiar și mai mari, dar până ajung la noi, toți bandiții de-a lungul Dunării pun în hață. Vin și la noi de astea mai mici. Deci ideea este următoarea. Am zis că fac sushi din scrumbie. Din scrumbie. Da. N-am auzit așa ceva în viața mea. O tăiem pe piele. Pe jumătate. Până la osul ei și pe urmă nu o lăsăm pe piele. Îi scoatem cotletul, cum ar veni. Da, e filet. Filet de scrumbie. Mamă, vezi, dar rămâne pierderi asta. Multe. Sunt pierderi multe, da, așa, și bunătatea. Și pur mai să mai fac și pata, asta să o mâncăm repede, ca să putem să bem un pahar de vin. Da. Asta mare e mai... Dăm că ăsta e mai subțirel, așa, și mai bine. Deci, dacă poți să facem cu ceva, să-mi spui. Cu mâncatul, imediat. Fii atent. Da? Da, la ăsta o să se simtă. Stai așa să-ți iau ăsta. Eu, din ăla mai am de luat partea.
Deci avem jumătate din... așa, îi scoatem oasele astea, fii atent pe, în zona asta mai spre burtă. Asta fiind mai mare, are mai multe oase. Da. E clară treabă. Mai bine. Și cu cuțitul paralel pe fundul de tăiat, uite, am scos fileașul, da? Mai scoatem și pe ăsta la altul. Ce bine așa. Miroase. Și, deci miroase este pește crud, da? Pește crud. Și hai vrei să spui că din ăsta faci sushi? Păi da, ăsta deja este sushi. Aha. Iartă-mă, tu știi că sunt mai mulți pești care vin din mările, nu ale Japonei, că, dar noi nu ne-am învățat să mâncăm pește crud. Bine, și eu sunt conservator de felul meu, trebuie să spun că... Deci ai absolvit conservatorul ăsta. Da, da, da. Să vă spun ce înseamnă. El a lucrat la fabrica de conserve, că de-aia are conservatorul. Obsesia mea a fost fabrica de conserve din Calafat. Ce te-am nimerit? Am vrut să nu aveam bani. Nu cred așa ceva. Și i-am spus lui Prigoană și Prigoana a cumpărat-o și a vândut-o la Fiervești. Ți-a dat țeapă. Atunci ne-am și... Tu dacă ai filat-o, o făceai, că tu ești gospodar. Fiți atât, da, păi era o mare chestie, în fine. Da. Am suferit foarte tare. Deci, îl spălăm puțin cu vinul, cu muscat tonel. Păi da. Cum să speci? Păi da, nu, da, așa. Ia uite, da. Mă, și nevastă mă trimite la duș cu apă chioară. Eu ca să gătesc, eu nu pot să gătesc cu mănuși, că nu, nici mamele noastre n-au gătit cu mănuși, nici nu e sănătos ca acolo. Și, normal. Nu, e chestia asta, lămâia, da? Și înainte de, după ce mă spăl cu săpun cu nu știu ce, te spel cu lămâie. Da, e cea mai bună treabă. Da. Păi nu s-a dus la restaurantele fine dining. Bine, acolo spre final. Da, spre final. După ce, dar asta noi ne spălăm înainte. Și, înainte, zici, da. Ca să nu... Așa, scurgem vinul. Nu da pe câine. Lasă să-mi miroasă... Fraiere, nu pleca, bel! Alo, vină-mă și linge aici, miroase să vezi frumos. Ce muscat bun e. Fiți atenți așa, da. Auzi, de asta e deja. Spala, că n-am atins nimic. Lasă că bagi și tu mâna pe aici, să nu... Ce bagi și tu mâna pe aici? Da, că mă jură unii, domnule, bagi mâna, da, că și mama nu făcea bunica mămăligă cu mănuși. Nici sarmale. Doamne, cum e să... Că bagi sarmale cu mănuși, părinții. Așa, avem o ceapă roșie. Mamă, ce-mi place ceapă roșie. O tăiem fină, fin. Fiți atenți. Și ce facem peste asta? Hai să vedem ce... Aici am... Am două feluri de oțet făcut de mine. Ia gustul, adică... pe ăsta, ia o lingură de acolo, ca să nu... Da. Și spunem din ce e ăsta. Să văd dacă ghicești. Bel. Asta e din vișine ceva? Din vișine. Mamă, ce bun sunt! Da. Oțet de vișine, eu l-am făcut din greșeală. Oțet de vișine, frate! Am vrut anul trecut, sau nu, acum câțiva să fac vișinată și l-am uitat, nu știu ce, și s-a... Așa, mai bun, ia puțină pâine, stai. Nu mai, da. Ia, acum să vezi ceva și mai tare. Ia, ghicește din ce e ăsta ăla. Gustă. Stai un pic, că eu sunt și cu... Că eu nu fumez și pe miros sunt bun, da. Ia. Nu, eu miros proștii la distanță. Vei ghici imediat. Mamă! Din? Cu muștarul, stai. Știi din smochine? Ce? Din smochine. Mamă, două la rând. Jur că nu ne-am vorbit. Să n-apuc deci, să beau primul pahar de vin pe care poate îl dă. Poate îl dă. Anul trecut era o cucoană la Calafat, avea un smochin mare. Domnule, îți vă vinde smochinile. Smochină, clar. M-am înțeles că la preț vrei le iau pe toate. Că a vrut să fac rachiu de smochine. Ți-a venit? Și am pus într-un butoiaș, nu știu ce, am pus zahăr, nu... Bă, și iar am uitat de ele la soare acolo și au fermecat, a dus naibii rachiu. Și ți-a venit ideea? Nu, s-a făcut singur, nu trebuie inteligentă multe. Trebuie însă, Dumnezeu, el are puțin alcool, mai pui puțin alcool până să nu refermenteze. Cu oțetul ăsta de... Fii atent. Adun farfurioara aia mică. Gata, aici sunt. Păi nu sunt eu mâna asta. Dreaptă. Peste ceapa asta pe care o folosim la sushi, o punem oțet. Punem puțină sare, da? Punem și oțet de ăsta de smochine. Una? Pune liniștit. Da. Sau vrei să... Pune așa, da. Bun. Hai. Pune și puțin de ăsta de vișine. Mamă. Și atunci vișine împăcăm, știi cum e vorba. Așa, bun. Se freacă o țâră așa. Da, care are ce freacă, dacă nu știi pe ăla? Da. Nu, era un luptător în Afganistan. Da, bun, rău de tot. Și calcă pe o mină antipersonal. Și zboară
da, bărbăția, știi? Da. Și normal că la vatră, îl dau la vatră. Și acum să se angajeze și el în București. Se ducea cu dosarul, să, na, la vezi pază și aici, protecție. Portocală. Oprește-te o secundă, da, că merită asta să-l auzi. Și zice... A primul patron, da, domne, am văzut, ești, ai niște calități extraordinare, dar am văzut fișa medicală, mata n-ai bărbăție, da, o să fie motiv de miștouri, de alea, n-avem nevoie. Și tot așa, ca să nu-l lungesc, nu l-a angajat nimeni, până când a dat de unul. Da, domne, zice, ești extraordinar ce ai făcut în Afganistan, noi avem nevoie de dumneata. Domne, dar v-ați uitat la fișa medicală? Da, domne, m-am uitat, n-ai pușca la tine, asta-i treaba, nicio. Hai, domne, chiar mă angajați? Da, domne, te angajăm. Și de când să încep? De mâine! De mâine! Nu cred! Și pe la cât să vin? Păi zice, noi începem lucrul pe la 8, mata vină pe la 10. De ce? Păi noi de la 8 la 10 frecăm pușca. Apropo de pescuit și de prieteni și din spate, datorită căror am mâncat scrumbia aia de Dunăre bună, sushi, era un pescar împătimit care a ales să vină cu soția. Soția, bineînțeles că s-a plictisit și a început să dea ture lacului respectiv. L-a văzut pe altul mai încolo, departe de bărbatul, care avea aproximativ aceleași scule de pescuit și lângă el o mare cărămidă. S-a uitat femeia, s-a uitat și de curiosă, zice, dar cu cărămida ce face? E, zice, dacă vrei să spun cu cărămida, ce stai odată în tufiș. Nesimțitule, sunt cu soțul mai încolo, să poate pescar ca tine? Asta e, îmi pare rău. Nu vreau să o lungesc, mai dă femeia o tură, să înserează. Zice, curiozitatea la un moment dat cedează și spune, hai domnule, îmi spui ce e cu cărămida? Nu, dacă mergi cu mine în tufiș, îți spun ce-i cu cărămidă. Să uite ea, întuneric, întuneric, bărbatul departe. Bine, domne, haide în tufiș. Se duc în tufiș, termină treaba, se întorc, ia zi. Domne, zice, eu nu pescuiesc de felul meu, dar la cărămidă ești a cincea pe ziua de azi. Se mai toarnă ulei. Eu am ulei stors la rece, fii atent. Poți să mănânci cunt, dar dacă punem noi uleiul meu stors la rece... E făcut la cetate aici, e un domn care face ulei de, da, ulei, da. Așa. Îl iau acasă. Cu ăsta fii atent. Zi. Ce faci? Pui, ai văzut că m-am frecat cu lămâie. Da, cu lămâie, te-ai dezinfectat. Te-am dezinfectat. N-am eu de-astea. Așa. Cu ceapă. Da. Doamne, în viață. E acolo puțin hrean, fii atent. Pune din... ia o linguriță de aici. Așa. Și pune și puțin hrean. Așa, și încă unul. Nu, așa, pune punctișoare. Așa, gata, punctișoare. Ia, mănâncă dumneata. Eu ce fac? Eu pun pâinea în moi, în ulei, așa. Tu tingești. Da. Tingești ca lumea. O, mă pun sușiu, așa, și să vezi cum merge vinul, nene. Da? Am fost surprins cu ce a început să gătească. Bine, eu am încredere în el, dar să-ți dea pește crud, frate... Mi s-a părut așa, ce face, râde de mine? Am înțeles, peștele senzațional, dar datorită încrederii în el, am gustat și a fost bun, culmea. Nu știu dacă am să mai mănânc vreodată, pentru că nimeni nu cred că are curajul lui să iei niște scrumbii. Scrumbii erau? Gustul era ok. Și combinația pe care a făcut-o, dar totuși, crud, a mai mâncat somon. Dar vezi mintea omului cum e când știi că mănânci somon fiume? Mănâncă toată lumea, ești eu. Dar uite, alt gen de pește, de ce n-ai mâncat? Eu am mâncat și bine am făcut. Ce mai gagică, ce bucățică, e bună dama să moară mama noaptea. Mai gagică, ce bucățică, ce piepșucară, de tras în care noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Mâine, măi, Florine, măi! Thank you.
ce zice aia. Alo băiatu, du-te la dracu, merge blatu și am pe altul noaptea. Alo băiatu, du-te la dracu, că merge blatu și am pe altul noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi aș băga între mamele numai aur și novele noaptea. Hai băi, Florine, mă, ia-uzi! Ia-uzi, băi, Gigi, ce zic eu acum! De prima dată, plimba căruță, bea mea măicuță noaptea. Bunul meu tată, de prima dată, plimba căruță, bea mea măicuță noaptea. Păi și-și lăuda rama, până-o păcăli pe mama noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Hei! Hei! Doamne, bun. Sunt pe malul Dunării, nu vine să cred că fac filmare în filmare, o să mă înjure toți colegii, dar așa ceva n-am văzut în viața mea. Am mâncat sushi de... scrumbie de Dunăre. Sushi de scrumbie de Dunăre. Albastră din... Doamne! Stai puțin, că asta a fost de-abia începutul. De-abia acum îți dau lovitura de grație. Ia. Prietenul meu, Sergiu Vasilov, mi-a adus un dar de la un alt prieten care e la Londra, Iosefin, producător de vin și de bunătățuri la Londra. Ce? Fugit din România. Ia, fii atent. Ia. Să scoatem lumile din haos. Spune aici jos, Sergiu. Ești mai mult, ești mai puțin. Mama, așa e coletul făcut ca lume. Da, e, da. Doamne, ce e acolo? Că fii atent. Sunt așa curios că nici nu știu unde o să dorm la noapte. Tot crud, tot crud. Băi, nu știi, ce crezi că e aici? Hai pe bune, cred că ți-am spus înainte. Dom'le, avem ceva foarte tare, pentru că provine din ocean de data asta. Una dintre cele mai fine chestii ale oceanului, și anume, zic stridii. Eu, stridii, dar ce stridii, să vedeți. Eu trebuie să recunosc că am fost la Paris de câteva ori, n-am putut să mănânc stridia crudă, știi? Și am fost la un restaurantel și mi-a zis, domnule, zic, altfel nu se băga, și ce se poate băga la cuptor. Aha. Și a băgat-o la cuptor, a fost destul de bună, dar eu, că nu e la prima abatere cu Iosefin, mi-a mai trimis o dată și le-am făcut, o să vă arăt rețeta mea de stridii la cuptor. Mama mia, știi de ce e așa făcută? Ca să rămână proaspete, reci, nu? Nu, ele sunt băgate într-o chestie foarte tare. Sunt niște stridii... Campioane, scumpe, nu vreau să mă gândesc cât costă. Așa? Îți vine nota după, da. Ce plec eu, sper. Nu, că, păi, nu, că nu le-am cumpărat eu. Ți le-a trimis omul. Mi le-a trimis prietenul. Da. Deci, uite, nene, ele sunt venite pe un pătuț de gheață, înăuntru au acolo niște gheață. Da, o văd. Sunt reci. Așa. Oh. Acum problema... Reci ca suflet. Învățăm, deși, mă rog, este cam ridicol, că nu o să începe toată lumea să mănânce de mâine stridi, dar să profităm de această chestie. Sergiu, unde ți-e cuțita? Asta e cuțitul tău. Stai că aveam și un, nu ia? Da. Ăsta e un cuțit special de stridi, da? L-am primit data trecută. Și eu ca persoană am tăiat cașcavalul cu el. Da. Nu, că la noi la autopeie, lovește, se lovește, fii atent. Ia. Puțin așa în ea. Alo, e cineva înăuntru? Da. Se deschide puțin aici. Ah. Da. E destul de... Nu va fi ușor. Băi, ia băgați voi muzică cât reușim nu noi. Nu cred așa ceva. Băi, frunzuliță, ia-s-o mie, sâmbeți-i de meserie, sâmbeți-i de meserie, cred că toată lumea știe. Băi,
dar de asta nici nu-mi pasă. Beau la crâșmă, beau și acasă și n-am treabă de gulan. Păi punga mea și patru bani. Când încep cu Adelmașul, bea cu mine tot orașul. O să dor chiar și-n târâu, păi ce aveți voi cu banul meu. Păi cu nevasta mea frumoasă, nici cu asta nu fac casă. Noi tot îmi spune și se jură că nu-i zahăr și niciun dură. Păi dar de asta nici nu-mi pasă, beau la crâșmă, beau și acasă și n-am treabă de gulan. Păi punga mea și patru bani. Când încep cu Adelmașul, bea cu mine tot orașul. O să dor chiar și-n târâu, ce aveți voi cu banul meu? Păi fii al dracu de primar, ai pus pe uliță bani. De câte ori mă pirez, de toți scoarii mă iubesc. Păi dar de asta nici nu-mi pasă, beau la crâșmă, beau și acasă și n-am treabă de gulan. Punga mea și patru bani. Când încep cu Adelmașul, bea cu mine tot orașul. O să dor chiar și-n pârâu, ce-aveți voi cu banul meu? Mama mea când m-a făcut, măi putelcuța mea, mi-a legat stricat în gând, măi putelcuța mea. Măi m-a blestem, m-ar pune în caz, putelcuța mea. Măi niciun ceas să nu se oprească, putelcuța mea. Măi m-a blestem, m-ar pune în caz, putelcuța mea. Măi niciun ceas să nu se oprească, putelcuța mea. Măi ai lic și iar lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, 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 beau că eu câștig. O, mai da lic și iar lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, 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 beau că eu câștig. Atinge-o, băi, florile, băi! Păi și la școală când m-am dus, putelcuța mea. Păi sticla mal când m-am spus, putelcuța mea. Păi și la școală când m-am dus, putelcuța mea. Păi sticla mal când mi-am ascuns, putelcuța mea. Păi dar și doamna învățătoare, putelcuța mea. Păi tot ca mine opinitoare, putelcuța mea. Păi dar și domnul învățător, putelcuța mea. Păi tot ca mine opinitor, putelcuța mea. Păi ai lic și iar lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, 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 beau că eu câștig. Vai da lic și iar lic, cât o țâră, cât un pic. Lasă, 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 beau că eu câștig. Hey! Pentru prima dată am desfăcut Strighie. E premieră? E premieră, da. Cred. Ideea este următoarea. Strighia trebuie să fie absolut vie, pentru că în istoria poporului român s-a întâmplat o mare dramă. Unul dintre marii politicieni de la începutul secolului XIX, Tache Ionescu, îi se spunea Tăchiță Gură de Aur, era cel mai mare orator din Parlamentul României, el singurul polician pe care l-a iubit Caragiale și despre care Caragiale a scris cu drag. Tăchiță a fost, era invitat, era ministrul externe, cred, în perioada aia. În orice caz a fost în, ori la Paris, ori în Belgia, nu mi-amintesc precis, și la o masă de asta a mâncat seara o stridie. Și ce crezi că a puțit?
S-a stricat la... A murit. A murit, da. Deci Tache Ionescu, polițian român, a murit din stridia veche. Te-am pupat, sărăta! E ca veninul de șarpe, te intoxici și mor repede. Nevastă sa, un fenomen foarte interesant, era la București cu niște cucoane, nu știu, și în timp ce mâncau și ele altceva, nu stridii, da. I-a zis, a murit Tăchiță. De la ce? Alerge. De unde știi că Tăchiță era plecat, dar nu erau telefoane, da, nu erau... Da, 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 comunicare. Cea, nu, a murit Tăchiță, simt eu că a murit Tăchiță, bă. Și a doua zi s-a dovedit că a murit Tăchiță. Tu deci, îți dai seama că ai deschis cutia Pandorei? Câte neveste în momentul ăsta vor comanda stridii, le vor ține nu la rece, ca să scape de... Da, auzi, fii atent. Pe bune, îți dai seama ce ai făcut? Bine, și pentru asta am uite, una. Prietenul meu... Da, el a stat în Japonia, câți ani ai stat? 11 ani. Și de ce n-ai rămas stat acolo? Te-ai întors aici la CFR? Și de ce? Acum 15 ani, el a văzut, începuse meu filmele la televizor, da, și a venit aici. Și m-a zis, domnul Dinescu, știți, v-am văzut, am admirator cu poezie, nu știu, scrie și el versul. Da. Zic, dar tu ce faci? Sunt în Japonia. Păi zic, și ce faci în Japonia? Tu cred că atunci erai la marketing. Nu, la mai învățai pe aia să umanizarea brandului. Umanizarea brandului, fii atent. Japonezii sunt foarte conservatori. Și nu mănâncă brânză de capră orice le-ai face, ei mănâncă tofu. Dacă nu e tofu de al lor. Da. Și Sergiu le explica să mănânce capra, e simpatică, face BE, nu știu ce, e bună. Închide ciochii, le punea și ia obișnuit cu brânza de capră. Bun. Și zic: "Măi, fii atent. Sergiu, te cheamă, zic, Sergiu, mă, vină la mine. La mine nu trebuie să mă, din contră, trebuie să mă dezumanizez, pentru că eu sunt prea... implicat. Da, mă, așa, deci... Te-am balez. Când te saturi de Japonia, vină la mine. Și după un an, fii atent. Într-o noapte primesc un telefon. Bună seara, domnul Dinescu. Sunt Sergiu Vasilov. Da, domnule, și ce dorești? Păi zice, mi-a spus acum un an că dacă vreau dacă să... Dacă mă satur, da. Zice, sunt într-o mașină, mi-am luat, vin la dumneavoastră, la cetate. Eu îi spun reposatei mele soții, bă, zic, și mi-a dat cu Sergiu, unul vine la cetate, vreun nebun ce... Da. Nu, zice, e băiatul ăla simpatic care... Ți-a plăcut zis, de da. El când a sunat prima. Și-a venit Sergiu cu o dubiță, de unde vin, din Belgia, sau Belgia, da. Așa? Și s-a mutat și de atunci, de 15 ani, stă aici la Cucurigul la mine. Nu cred și așa ceva. El știe când vin vasele astea de croazieră, toate limbile pământului. Și mai sunt și japonezi, deodată începe Sergio. Eu cum mai se face? Aia rămâne absolut. Hodo! Hodo! Ia să vezi ce face. De România! Ia vezi ce face el cu această stridie. Fiți atenți cum se mănâncă. Nu, tu ai zis că ai mâncat. Nu, spune ce se întâmplă când pui lămâie. Aici e nebunia. Să mișcă puțin, dă din coadă. Deci puneți lămâie ca să se miște puțin. Fii atent cum o bea, măi. Deci asta e o delicată. Știi, Marin Preda, cât era el de țăran așa, nu spunea, monșiorul, sunt nebuni. Mie nu, eu nu pot să le mănânc așa crud. Ia, viană ceva. O, dacă nu puteți filma, ia, cum e? Și s-a dus. Cască gura. Hai că ție-ți bag o lămâie. A luat lămâia direct. Ia lămâia! Ia lămâia! Asta e secretul familiei Poscher. Ia lămâia! Vrei una? Dar românii știi ce ai curaj? Dar coaja, de ce nu e? Că e calciu. Da. E calciu? Da. Hai doamne, fă-mi și păi mie una. Păi când a apărut în 90, aveam un vecin. Ai put de multe aici? Aveam un vecin la... Un amărât, așa, venea pe acolo, făcea curaj, știi? Și a apărut bananele, că banane nu se mai găseau în România. Da. Și vede copiii mâncau banane și ăștia rodeau cu tot cu aia. Și nevasta, măi, fei, uite cum mănâncă copiii bananele, aia știa nevasta. Și ăsta, mă, mâncați cu pâine, mă, cu pâine mâncați. Credea că asta e problema. Auzi, dar fii atent să duci o blondă la ginecolog. Zice, domnule doctor, sunt foarte supărată. Îmi curg din păsă niște timbre din Costa Rica. Haide, domnule, n-am auzit așa ceva în viața mea. Să pune asta frumos, să uite ce pe la să râdă. De ce râdeți așa grav? Nu sunt, domne, timbre, sunt etichetele de la banane. În sfârșit a râs, domnule. Hai că am râs și el. Hai că a râs și el. Dar era o de-asta mai veselă, o fată de pe... și o agață un arab, așa. Ne. Și asta se dusese la frizer și își făcuse să bărbierise, așa. Și ăsta arabul zice... Bebeluș. Cum, fata, unde-i perul?
Și asta tot e, bă, dracu, ce am venit să discutăm geografie sau să facem... Pentru 10 lei ți-ar vrea să... Dar știi de ce se rad femeile la păsă? Nu. Să poți plăti cu cardul. Vezi ce faceți cu o stridie din nebel? Băi, vezi că... Vezi că e al doilea care... Stridia are și ceva... Să mă, că încă n-am luat! Exotic. Ia. Ia, băi, dă-mi unul. Hai, dă-mi unul. O bei, gata. O beau. Nu, mă, sunt, băi, sunt, băi, unde? Nu, dar dăm ca lumea, dăm cum a făcut el. Îți dăm asta. Comice Veroninu, o punem pe coșiucul tău. Să știi clar. Dar tu ai mâncat? Nu, eu nu mănânc decât... Nu, le mănânc acum, să vezi ce fac eu cu ele. Da, păi fac o rețetă. A, le poate. Dar dă-mi și mie una. Păi, dă-i una proaspătă, mă. Auzi, dar e adevărat că sunt afrodisiace? Păi și cum vreau să ajung acasă mai repede? Cât ține efectul? Auzi, cât ține efectul? Dar pune lămâie, că ai zis că pui lămâie. Pusesem deja? Ia să... Fă fluier întâi. Stai un pic, un creștin adevărat. Și-o dau așa peste cap? Da, da. Da. Și bea repede vin. Nu par de vin. A, deci e... A? Bă, nu era. Da. Nu era, nu? Păi e bună. Adovilul. Băi, păi, costă mii de euro, da. Da. Ia și puțin ulei. Sau ulei. Strignin aveți? S-o ia la vale. Hai, acum, pe bune, Sergiu, mai fă-mi una, mai fă-mi una și de ce? Ca să umplem asta cu, să ne ajungă una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, e ciudată, dar e foarte bun. Încă una, acum. Da. Băi, fii de-a, acum, pe bune, dacă odată în viață trebuie făcut mâncată și stridia. Orice trebuie odată în viață făcut. La orice restaurant de categoria, așa, la Paris, să mănâncă stridii în draci. La noi n-au pătruns, încă nu există, în Marea Neagră nu știu dacă există. Ba da, să știi, eu la, nu vreau să zic magazinul, văd, dar mi-a fost frică întotdeauna că nu știam ce să le fac. Nu, astea sunt cu garanție. Astea sunt adevărate. Da, da, da. Bun, gata. Acum... Deci eu fac stridii la cuptor. Este invenția mea. Ce am pregătit aici? Am pregătit următorul lucru. Pezmet de ăsta auriu, făcut din pâine, de asta. Le draci într-un beșamel așa, sau cum se spune? Da, da, da. Punem puțin pezmet pe fiecare. Mai păstrează una fără pezmet. Păi nu avem, avem. Băi, e bună, mă, dacă e bună. Fii de atent. Băi. Îți dau cuvântul că după ce ajung acasă spun dacă e cu adevărat afrodisiac. Sau a murit pe chită. Dacă te primești mesaj de la soția mea, mulțumesc, Mircea, mai trimite, e treaba bună. Mai primește-l pe băiatul ăsta. Mai primește-l pe băiatul. A doua chestie, eu am un sos făcut de mine, cred că ți-am dat în bucătărie. Mamă, am gustat cu... când am venit, să nu spui că e din ăla. Ăla, băi, ăla. Mamă, dar e ce pui el, frate? Roșii de-astea mici de la Calafat, unde n-avem mai ce să vă arăt? Lingură? Ce a spus, mă, roșiile la mare? Avem roșiile. Hai eu că ți-aduc eu. Păi nu ți-aduc eu. Păi până te duci la unde, mă? Nu. Păi astea? Nu alea, nu. Nu, a, alea nu. Alea mici. Asta nu, nu. Nu, alea, aici nu sunt mici. Astea le-am primit de ceva, sunt roșii de nu seră, nu. Da. Astea-s roșii de-astea de... Așa. Punem, am puțină frișcă. Eu mă dau unde-i treaba bună aici. Nu, mă, stai, mă, că băi... Ce frișcă? Pui frișcă? Frișcă, da. Lichidă. Frișcă lichidă. Peste puțin. Pezmet. Peste pezmet. Nu, no, că omul ăsta nu-i pe treaba lui. Cum băi, să pui pe scoici, pe scoici, pe stridii? Stride, păi e scoică. Pezmet? Cu... Dar de unde ți-a venit ideea? Fii sincer. Băi, eu crez chestii, pe bune, nu mă știu, dau mare. Știu, păi, dar cum ți-a venit? Ai visat, cum? Păi nu, am vrut, băi, cum o să iasă bune? Da. La orice chestie, că așa cum șnițelul e bun că pui pezmet... Pe sistemul ăla, deci, da, te-ai gândit, da. Băi, fac pastea de... Pezmetul n-are ce se strice. Și mai are ceva pezmetul. Reține. Uite, când pun sosul ăsta genial. Mamă, ai gustat din ăsta? Da, cu adevărat. Mai dă-mi un bând. Stai, stai. Nu, că punem, da. Bravo. Pun pe fiecare. La televizor, ci că nu trebuie să. Hai, mă, suntem între noi. Ia-ți o lingură și. Da, mi-am luat eu. Așa. Doamne. Este genial, da. Dumnezeu, vă explic cum îl fac. Trebuie are... roșii bune, naturale, deci se simte și busuioc. Și eu am o cucoană și... care are copii acasă că e mare spaima acum, cu ce pun țăranii pe... Nu. Și mi-a zis, domnule, veniți să vedeți cum mănâncă copiii mei roșiile din grădină, da? Uh-huh. Și am fost și am văzut așa. După ce am pus pezmetul și asta pe stridie, da? Am aici... fii atent. Mai uită-te, măi, vreți să învățați, mă, tu nu mai te poți opri. Aici am amestec de trei chestii. Fromaj. Fromaj de la Ciucurel,
brânză veche îngălbenită. Asta sună într-un fel. Fromaj de la Cucurel, știi? Într-un fel. În care zgârciții aia de olandez fac găuri ca să câștige la... Băiță, da, da, la greutate. Și am și o mică de-asta parmigiano, italian. Parmigiano. Așa, punem pe fiecare ăsta. Băi, știi cum va ieși? Stai, eu zic că punem, e cea mai bună. Să nu le iei pe fiecare în parte. Da, să pui dreptate deasupra. Așa. E una dintre cele mai bune mâncăruri din lume pe care le-am făcut eu. Da? Să mâna e dreaptă. Invenția mea, fii atent. Și sunt foarte mândru de ea. Mamă, sunt atât de curios cum o să iasă. Asta nebunești cât sunt de bune. Tu pune lămâie pe aia, că dânsă uite. Măi, ca orice mâncare, dacă ia, eu când fac chiftele, gust din chifteaua crudă pe care o fac eu, nu mănânc tocătură decât făcută de mine, așa, să știți. Că n-ai încredere, da? Oricât de mare ar fi restaurantul și nu știu ce, da? Da. E, dar când gust, după ce pun toate mirodenile, dacă e bună crudă, gătită e și mai bună, taică. Asta, asta este toată povestea legată de... Da. Așa. Acum am o de-asta mică pentru... am o căsuță mică, da. Așa, așa. A, și mai rază? Încă mai rază după mai ce mai dau cucă... parmigiano. Pe final așa, să dea aromă. Așa, da? Totuși, frații noștri italieni, strămoșii noștri de altfel... Știi că era un român în Italia care muncise ani de zile și vine acasă la măsa în curte și măsa dădea de mâncare la... La orătănii, le dădea băbă. Și el intră și acum e gen și răcea. Ceau, mama! Ceau, mama! N-au mamă, mamă nimic, mama. Le dau boabe. Așa, în vasul ăsta de... Pun puțin vin, da? Și pentru vin. Că vinul se evaporă și rămâne aroma. Și rămâne o soi de aromânea. Cu asta, Jackson. Domnul Sergio, îi mai dai lui? Sau mănâncă-o tu, mă, ăsta? Să fie primit. Bă, iar vrea vin... Am soție tânără. Hai. Dă-i vreo două, bagă-i în buzunar vreo două când ajunge acasă. Da, deschise, gata. Da. Aoleu, scuze, a, băi, și aia, băi, rade și pe aia. Da. A, așa, taică, băi, dă-i repede vin. Repede vin, repede vin. Pacient. Pă, ce-ai, cu coajă? Coajă. Dar nu trebuie neapărat vin. Da, nu. Ridică, fă, aaa! Îți bag și o scrumbie. Doamne ajută. Și tu? Hai, te, dai noroc. N-avem încredere în oamenii care nu beau. Da, noroc. Doamne ajută. La mulți ani. Băi, ești Sergio, genial. Ești genial. N-am văzut așa ceva în viața mea. O să vezi acum. Și ultima chestie... Îi dai și cu portocal. Îi dau și cu puțină zeamă de pupe. Dar parfumul ăsta, îți dai seama cum să-i facă rău. Ia, veniți și fotografiați aici. Cum se arată chestia asta, să vedeți cum e când vine de la cuptor. O duc la cuptor, da? Da, du-o la cuptor. Vă las cutia asta aici sau... Ia o pun-o la rece. La rece, la rece. La rece, da. Asta are treaba? Nu vă jucați. Deci când le-ați gătit puțin, repede la congelat. Gata. Nu, știți care e treaba? Gata. Așa ceva e altfel decât sarmale. Asta e concluzia. Un soi de sarmale... Altfel decât sarmale. Din Oceanul Pacific. Hai, băgați! Ia! Și-a zis verde, mărdome, nu-mi e de cască vreme. Păi mie e ciudă că împătrânesc, păi și de-aia mă prăpădesc. De ce, mă, de ce? Păi iubi una, iubi două, păi iubi 49. Păi și din 49 am rămas numai cu două. Care se mai este? Care? Una veche și alta nouă. Lelele, șamelele. Păi aia! Bărbă picere, băgaș la boale grele. Vai de băgatele mele. Aveam una la Constanța, păi de-mi prindea pește cu plasa. Păi numai cara și bibană și mi-l frigea pe grătar. Și ce zicea, mă, ce zicea? Și ce zicea? Ia du bane de mănâncă, păi ciula m-a dă pui de curcă. Păi și ouă de bibilică, păi ia da cică, mi se strică. Lelele, șamelele, aia, un păr pe picere, păr.
poale grele, vai de păcatele rele. Omălă! Fraților, of, of. Păi câte în viață am iubit, păi pe toate le-am mulțumit, dar să vedeți cu ce, păi cu palto și cu paltoane, păi pălărica la cocoane, păi dar acum ce iubesc, am parale să plătesc, n-am cu ce să o mulțumesc. Șabele, aia, cu părmăpice, mă măgași la moale grele, mai de măgatele mele. Bine, măi, Florine, mă! Te mai jos! Și mai repetăm o dată strofa asta pentru domnul Andrei aici. Că trăiesc, păi mie necască-mi bătrânesc, păi și de-aia mă prăpădesc, păi iubi una, iubi două, păi iubi 49, păi și din 49 rămăsă-i numai cu două. Una veche și alta nouă, am iubit 101, păi și-am rămas numai cu una. Care e aia, mă, care? Păi și-aia face pe nebuna. Păi cu paralelul geaba și-a dracului tot nu vrea, măi. S-a umplat pe leabă ea, le, 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 și-a mea, le, le. Aia, aia cu păr pe picere, mă băgași la boale grele, mai de băgatele. Prietenul meu care a pescuit de dimineață ăștia, acum a început vântul și l-a chemat aici. Dar uitați ce Mario lumină Zica frumoasă! Este un mare eseist, specialist în literatura franceză, în Valerii, cel mai subtil și, mă rog, unul dintre marii poeți francezi. Are un fiu în Franța, la Bordeaux, care se ocupă cu vinurile, da? Datorită lui... suntem noi aici, de ce? Că acum 30 de ani... 25, un sfert 25, de secol. Mai mult a trecut. În 98. În 98. În 98, da. Un prieten de-a lui de la Calafat, doctorul Voinea, corect. Așa ne-a căutat și a zis, domnule, știți, e ziua mea, lansasem cartea lui Groșan, Nu-ți spaima Constituției. Dar eseistul ăsta pe care îl vedeți dumneavoastră m-a dus la Maglavit, că la Maglavit a fost marea chestie și am văzut aici portul ăsta. Vreau să pescuiți, și ruina, da. Zis, hai da, mai bine bun, să vedem, da, malul, da. E, și atunci, Beri, și tu, da, eu cred că tu ai mâncat mănânci de-astea crude? Sau nu, coapte, mi-ai zis că faci coapte. Coapte, coapte. Crude, dar nu, de ce tu, că ești, tu ești mai snob ca mine? Păi sunt, dar nu, da, ce, nu? Nu s-a prins de mine. Da, e dus la motor. Storc lămâie și mănâncă din... E afrodisiac, că e... Păi și da, la ce le folosesc? A luat câteva, stai să văd unde ți le pot. Unde sunt, domnule? Uite, domnule, dau și hainele, poate sunt. Uite, așa mă duc, gol mă duc la nevastă. Uite-mă, da, uite-mă, trestioare. Hai mă, că Marius, aici, da, el e cel mai mare jucător de sumo din literatura română, după cum vedeți. Vede. Nu prea are voie să le halească, dar da, puțin sushi mănânci făcut de mine. Cu drag. Să pescuit de tine, înțeleg. Da, așa. Dar nu...
Așa, numai așa, auzi? Din scrumpie, da. Așa. Din scrumpie de proaspătă, să-l moaie în... în tingește băieți, acolo. Vedeți aici. Este ulei de măsline. Ulei nu, e ulei de stasor la rece din cetate. Da, e un domn așa. Târg, da. Și nu, în târg, merg acasă la domnul ăla. Dacă vrei, da? Numai acasă la el, mă, are acasă o mică fabricuță de, de asta, da. Vrei să spun și puțin sos de asta de rău și da, da. Spun și asta, că și asta e mișto. Da, da, e foarte, e. Băi, la cele mai mari restaurante japoneze nu mănânc sushi de asta. Ia și tu cu de asta și spun și eu. Păi da? Recunoaște, stai că te dau pe bărbie cu puțină... E, bărbierește-l un pic. Da. Asta e oțetul de... Da, e teribil. Nebunie. E, e genial. Mm. Din pește proaspăt, dragii mei. Mamă. Nu, da, nu vă vorbesc de asta, dar asta, asta scrumbia asta acum nu mai costă ca când a început nebunia, acum vreo lună de zile era 70 de lei kilogram. Era foarte scump. Da. Asta mai mică. Mai mult decât mușchiul de vită, cu 35 de lei. Aici, uite. Datorită ție păi, și altă. Asta dacă le punem, le uscăm sau le afumăm, mama, puse pe fumat, tablă. Ăla afumat știu, mă, știu, da. Dar n-ai bani tine, dragoste, ce te ții mereu numai de mine. Și mai rău să se mai scadă tine. Ai venit când nici nu mă gândeam și-ai aprins în mine vâlvătaie. Noaptea că râs de și-l mai beau. Mai mere tu tine, dragoste bălaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. De atunci și nu mi-e bine. Dar n-ai ba dragoste în tine. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. De atât de cald și mi-e rușine. Hai, dar ar n-ai ba dragoste în tine. Păi și-ai aprins în mine vâlvătaie. Nu mănânc și noaptea somnoam. Pentru tine, dragoste bălaie, te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. De atunci plâng și nu mi-e bine. Hei, dar ar n-ai ba dragoste în mine. În viața mea am fost odată o dragoste. Mă scuzați. Mai trage una să mai vedem. Mai tragem una. La cârciuma din cartier, unde se mâncă și se bea. Vreau să seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție. Am mai iubit niște femei. Nu da galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca bun. Măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Dar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am dat totul de la viață și n-am vedat cât aș fi vrut. Și asta e la tine chiar pentru tine. Venis
scoicile am fost și prinț și cerșetor. Dar acum suntem prinț pentru că au ieșit de la cuptor celebrele stridii. Da. Nu cred. Da. Uite ce frumos arată ea. Ia chilia lor. Da. Da. Păi da, mă, și le mănânci cu lingurița. Doamne. Noi o să ne așezăm la masă. Tu te duci din nou să pescuiești. Ia una așa. Ia. Bă, mulțumesc. Băi, știi cum e? Ei s-au flambat, păi degea, s-au gătit. Suflă, las că bate vântul. Da, e suflet, ține, e suflet, e suflet de vânt. Suflet de vânt. Suflă în el, e lingurița. Suflet de stridii. Aaa, e mișto. Ea se încheagă, știi? Dă-i. Cu roșii, cu carpa noi, e o bunătate. Ia din mâna lui. Să nu mă ardă. Ia. Toți ne ardem, domnule. Da. Ce? Senzațional. Da. Îți mai dau una, hai că... Să aibă noroc la pescuit. Ce? E prea bună, n-ai voie. Ia uite cum s-a zbârlit Dunărea. Da. Uite cum s-a zbârlit Dunărea. Noi o să ne retragem... la depo. Să mâncăm în liniște aici, că... Au băgat ăștia norii. A dat drumul la aer condiționat. Da. Cu ce te ajut? Eu ce duc? Hai să ducem, stai, să prind cu... Eu iau ce e mai important! Gata. Să se consemneze. Hai. Ia mai trageți voi în lipsa noastră până aranjăm noi masa. Două de astea. Ce mie mie dragă lume, poate ceaua din pădure, pardosită cu alune, pardosită cu alune, măi cu alune mari și mici, să trosnească sub papuci, mă. Cu alune, mărmățele, să calce mult pe ele. De hoț mă păzește, iar nevasta mă iubește. Ușa de hoț mă păzește, iar nevasta mă iubește. Ia-uzi! Ce-mi e mie, drag pe lume, un cal negru plin de spume, ușa-o achită bine, ușa-o achită bine. Măi, calul-i negru și spătos, mei cali tânăr și frumos, calul-i negru, armăsar, mei ca-i tânăr, mădurar, mă. Măi, calul-i negru și sfătos, mei ca-i tânăr și frumos, calul-i negru, armăsar, mei ca-i tânăr. Ne-am retras din pricina furtunii. Norocul vine de la furtună. Reclamă. L-am luat și pe consilierul meu personal în materie de gastronomie japoneză. Sergiu, am spus că scrie versuri, dar el în Japonia a lucrat la un restaurant japonez, da? Am lucrat în studenție, da. Da? Câți ani ai lucrat? Am lucrat vreo 8 ani, că m-am împrietenit, a fost un soi de frăție. Câți ani ai fost studenți? Eu am fost student 8 ani. 8 ani, da?
Ai rămas dar repetent. Am lucrat și au? După ce am lucrat. Iartă-mă, știi, la noi să fac 4 ani. Tu 8 ani, ai rămas repetent? Hai, fii sincer. Am rămas repetent. Păi 8 ani în facultate, Doamne, iartă-mă. Nu, nu, nu. A fost o bursă pe 5 ani, un an învățai limba, 4 ani facultatea, 2 ani master și da. Unul repetent. Mi-a dat cu virgulă. Vezi? Deci da. Unul repetent. Și japoneză. Nu, dar asta să vă spun ceva. Tu cunoști japoneza? Iartă-mă. Cum cunoaște? Vorbește perfect. Da, n-am mai... Te rog frumos, spune-mi și mie. Uitați-vă, stimați telespectatori, uitați-vă la Prima Comedy, la Andrei Duban, la Bang Show. Poți să spui asta în japoneză? Oricum eu pot să spun orice acum. Îți dai seama că nimeni nu te poate verifica. Logic. În afară de ambasadorul japonez din România. Da, pe care îl așteptăm la cetate. Duban, cum se zice în japoneză? Păi da. Andure Durban, Prima... Comedy. Terebiu a terebi. Andre, Durba. Deci cinci cuvinte am așa. Uitați-vă, Goran Kudasai. Cum? Adică uitați-vă la Golanul ăla de după. Da. Nu. Da. Goran Kudasai, Mite Kudasai, uitați-vă. Mite Kudasai. Așa, la prieteni, dar dacă vorbești la telespectatori da, în mod politicos, spui Goran Kudasai. Goran Kudasai. Goran Kudasai. E formula cea mai politicoasă. Politicoasă. Deci da. Asta cu Goran Kudasai. Da. La Bang Show? Nu, adică, nu. La Andrei Duban, la Prima Comedy. Atât. Manzai, se spune. Manzai e stilul japonez de comedy. Prima Manzai. Manzai. Numai că manzai la japonez sunt doi, nu e unul. E stand-up comedy în două, în, la noi o persoană, la ei sunt doi. Unul e Tori și unul e Tsukomi. Și unul îl trage pe unul, face pe prostul și ăla spune bancuri. Ah, deci emisiunea noastră. Da, noi suntem... Eu fac pe prostul. Creatoare, da. Noi suntem trei ca la Nicolae spus Rublev. Ai spus o vorbă extraordinară. Spune-o, te rog, de inteligență artificială. Am spus-o la știri, la Prima TV. Te rog, e genial. Au uitat ăștia în panic acum cu inteligența artificială și mă întreabă domnișoara de la... Domnul Dinescu, ce părere are despre pericolul inteligenței artificiale? Și am spus, domnișoare, iertați-mă, mie mi-e frică de prostia naturală, nu de inteligența artificială. Și atunci eu am venit și l-am completat cu voința lui. Mie nu mi-e frică de ministrul culturii, ci de cultura ministrului. Auzi, apropo de cultura gastronomică, deci după ce m-am trezit cu Sergio aici, după un an de zile, m-am trezit și cu patronii lui de la restaurant, după câțiva ani. Bine, el mi-a spus, cât au fost? 5-5? Da, eu credeam că vin trei, m-am dus cu o mașină și au apărut vreo 7-8. 7-8? Da. Bine, ei fiind micuți, au făcut în bagaj, bănuiesc. Și vin într-o seară, știam că au venit târziu, fetele plecaseră, știi? Și, bă, ce facem? Ce le dăm de mâncare? Așa. Mă uite în frigider pe acolo și găsesc... Să încropești ceva? Da, să încropești ceva. Și aveam, tăiasem două gâși, aveam ficație de gâscă. Bă, zic, noi cât sunt? Ei sunt 7. Noi mai eram și noi vreo 5, 7, 13, cam 2 ficățice. Ai băgat unul? Și, nu, fii atât. Și noi mai aveam ceva pe acolo, niște praz, niște nu știu ce. Și zic, mă scuzeam, zic, am de... nu, e s-a mult, sufii, spunea. S-a sufii. S-a sufii în japoneză, e de ajuns, cum să... Nu. Păi zic, da. Bă, aveam și orez. Bă, și fac ăștia japonezii un orez genial. Și iau ficația de gâscă așa și îi taie imaginea, nu știu, și îi pun peste orez ora. Bă, și-am mâncat 12-13 inci. Așa, în mod normal, neamuri proaste cum sunt noi, mâncam fiecare câte doi. Da. Ați mâncat? Da. Era și el, da. Doamne. Foarte simpatici, de altfel, așa. Mm-hmm. Dar eu voiam, Sergiu, să te întreb, că noi suntem afon, totuși. La ei o chestie, bănuiesc, ancestrală, cu mâncatul... Din ocean. Peștelui, scurul, nu. Nu e o chestie modernă. Nu, păi ei mănâncă de noi mâncăm de pe câmpiile patriei și ei mănâncă de ocean. Câmpia lor e oceanul. Oceanul, da. Nu e fine dining și chestia asta pentru de, ei, nu? Păi ăsta e barbecue, de nu? 100 de ani, ci de 3000 de ani. Kaki, astea, stridile, sunt fine dining. Pentru că pentru deci ei... Sunt totuși. Sunt și pentru ei. Pentru că e chestie de sezon. Apare în ianuarie, februarie, iarna. Când iarna mănâncă sunt, stridii iarna crude. Mănâncă stridii crude. Când vine și căldura, așa, nu mai când e, vine da. Căldura, după aia ei prepară, le țin la le congelează pe vas și după aia... Și le blenduiesc? Adică scot miezul, le blenduiesc scot și miezul, pun la... îl pun miezul la congelat și după aia îl prepară în fel, fel... Uite secret aici. Tot atenție. Felul de feluri, da. Deci ți-a rămas din cutia aia, faci la congelator. Asta e din Oceanul Atlantic, din Nord, din... Astea sunt de brand, oricum vin ca să fie asta și pe coaja lor, da. Au o denumire a lor, e foarte tare, da.
Bun, deci te-ai obișnuit repede cu mâncarea lor. M-am obișnuit că eram tinerel. Da, tinerel da. M-am măsurat. Da, da. El la un moment dat, băi, mi-a pus o chestie absolut incredibilă. Mergea la o crâșmuliță mică, mă rog, crâșmă, la ei nu sunt crâșmi, sau sunt, putem da, să da, spun. Da, da, crâșmi sunt, crâșmi sunt. Și era exact o superbă, aia, da. O tânără japoneză frumoasă, așa, și se îndrăgosește Sergiu de ea. Normal. Seară de seară, timp de un an de zile, știi, venea și bea, ce bea, sake, sake, yake și kaduri, o piesă japoneză. Sake, și kaduri, asta e bună, sake, bravo. Așa, și... Și o fezanda. Da. Un an. Și nu, da, nu, nimica, nu i-am spus nimica, știi. Și la un moment dat, adevărat, mi-amintesc eu bine, la un moment dat s-a așezat la masă și a spus... Sergiu, știa cum te cheamă? Sau nu știa? Nu mai țin minte povestea, mai spune-ți mie o dată. Vezi ce înseamnă vârsta? Da. Nu, ce înseamnă vinul. El a uitat-o tot în minte. Bă, se îndrăgostise ea de el aici. Și s-a dus dracu. Ce frumos! Nu, nu-i frumos, că era sub, bă, și în clipa aia s-a dus dracu toată chestia. De ce? Păi, eu înțeleg, mă, era, nu, era misterul chestia, nu? Eu țin minte că m-am și gândit la un moment dat, uite... Nu, el e ca prințul Mâșchin, așa. Da, am vrut să zic. O femeie la care nu voi avea acces niciodată. Și vine aia și... Și vine aia și îmi spune că a fost dragoste la prima vedere când m-a da, văzut. Dar da. Bine, na... Și a stat un an? Nu, și nu, și a plecat, nu s-a mai adus niciodată. Nu, nu-mi place povestea asta. Nu, mie fără finalizare nu-mi place. Hai mă, mi-a stricat seara. Ce emisiune asta? La ce m-ați adus aici? Ce înțelegi tu prin finalizare? Împlinire. Împlinire. Păi el, nu, împlinirea lui a fost timp de un an de zile. Un an de zile, pe margine. Păi... Cât durează să mănânci scoica asta, ia? Ia finalizează-o. Finalizăm pe asta. Ia, domnule, să vedem. Finalizează și tu. Vă dau cuvântul meu. Arată super, trebuie să recunoști. Deci n-aveți cum să tăiați la mult. Dar ce simt aia spun, da? Da. De acord. De arătat arată bine. Să stai să iau și scoica. Ce ai făcut? Ai luat numai aia de pe tort. Scuze pentru. Da, da, hai. Bagă vinul. Nu. Nu? E bună. E bun. Da. Gratinat în pielea goală. Cum? Gratinat în pielea goală? Da, nu, sunt gratinat. Eu. Gratinate. Eu. Gratinate. Ce-mi-e mie, dragă lume, potegeaua din pădure, pardosită, o alune, pardosită, o alune. Păi cu alune mari și mici, să trosnească sub papuci, mă. Alune, mărmățele, să calce mult pe ele. Băi, ce-mi-e drag pe de hoț mă păzește, iar nevasta mă iubește. Pușca de hoț mă păzește, iar nevasta mă iubește. Ia-uzi, ia-uzi! Ce-mi-e mie, drag pe lume,
șavachii, vine bine, cu șavachii. Lui negru și spătos, mei ca-i tânăr și frumos, mă. Ca lui negru ar măsar, mei ca-i tânăr, mădur ar mă. Măi, ca lui negru și spătos, mei ca-i tânăr și frumos, vrei ca-i tânăr, pădurar măi, hey! Vreau să spun ceva, fără să te ciugulesc, ăsta măgulesc. Imensă plăcere. Îmi pare rău că n-am venit cu familia, da, pentru că nu s-a putut, că soția a spectacol. Da, eu știu, te gândești la scoică. Mama, ai fi la scoică mă gândesc în fiecare oră. Crede-mă. Și uite, ca să spun un banc... Are și o chestie conotație sexuală. Păi tocmai. Că e... Mi-ai ridicat la plasă să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mi-ai ridicat la plasă fără să vrei. Da. Eu am o vorbă... Și frumusețea se ridică dintr-o scoică, Venus, la un moment pe care o știu de la un mare prieten al meu, actor, Șerban Ionescu, Pelicanul pe numele lui, da. Mare prieten. Dacă era Pelican, avea legătură cu scoicile. Da. Și uite, tu m-ai făcut să poată fi și spusă pe post. Da. Îmi place scoica atât de mult ca aș zugrăvi-o și m-aș muta în ea. Da, e frumos. S-au sclipit ochii. Merge și nezugrăvit. Ai la mulți ani, vă pupăm. Poftă bună la scoici, ca să zic așa. Eu știi ce aștept acum? Dunărea a crescut mare și a intrat în pădurile astea. Am văzut și toate rădăcinile inundate. E nasol că sunt țânțar, dar... au apărut broscărimea, știi? Ah, și m-am interesat, mă, zic, broaște, eu, mie-mi place, broasca sunt înnebunit. Piciorul de broască, da. Pui de baltă am pui mâncat. De baltă, bravo. Eram elev în clasa 12-a când am fost invitat la Capșa, să mâncam. Pui de baltă cu sos provansal. Sosul provansal seamănă cu sosul ăsta al meu din... Este cu roșii coaptă, așa, și cu... În fine. Și făcut pane. Multă lume a scârbit. O, broască, mi-e silă. Broasca, eu am făcut disecție, am văzut ce are în gușa ei acolo. Are numai insecte albine, de-astea frumoase, adică ea nu mănâncă decât chestii vii. Puiul nostru bio mai scurmă în gunoiul din spatele casei, în bălegară, bier, nu știu ce. Dar asta mănâncă broasca, așa se și prinde. Broasca face o undiță, nu trebuie să pui o chestie colorată, o cârpă, nu știu ce, și sare la... și abia aștept să scadă puțin apa, să gătesc pui de baltă. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că am prins această emisiune înainte să scadă Dunărea și că am mâncat stridii din lumea bogată și nu mai dă groaște prinse de Mircea Dinescu. Lui Purcărete în filmul lui... Purcărete în film? Scena aia întreagă familie. Da, Palilula. La Palilula. Palilula. La Palilula, da. Mi-ați dat scoici. Să mănâncă broaște. Nu, dar anumite sate să mănâncă broaște. M-am interesat. În cetate nu se mănâncă. Anumite specii. Nu cred că orice broască răioasă. Broască răioasă nu cred că se mănâncă. N-are legătură, mă. Păi stai puțin. Mare. Așa nu mănânci nici vulturi, nici... Adică nu trebuie să... Da, degeaba are pene vulturul că nu-i bun de mâncare. Are carnea. Și nici orice fel de păsărică, știi că de obicei te mănâncă păsărica, nu mănânci tu păsărica, știi? El are o emisiune de umor. Justifică glumele. Știți că la televizor sunt aplaudați, sunt ca pe vremea comunismului, sunt unii oameni, li se dă 50 de lei pe zi. Mai puțin. Mai puțin săracu. Și un sandwich. Și un sandwich, da. Și stau acolo și spui să aplaude, să râde. La glume. Băi, și când am fost la o televizie, nu spun care, și mi-au dus de ăștia. Păi zic că ăștia pentru ce? Ce să ne aplaude, să râdă? Doamne, să vă rog să simtă. Adică, dacă eu nu-i fac să râdă, de ce să râdă? Fiți am zis, te rog, ești în platou, fac eu, dacă nu-i fac să râdă, nu vreau să fie forțat. Dar tu, ca om care trebuie să fie aplaudat, să faci să râdă, nu poți să-ți angajezi unii când ai spectacol să râdă, să... Nu se aranjează chestiile astea niciodată? N-am cum, pentru că...
N-aș mai avea eu încredere în mine. Chestia asta e cumplit de grea, știi? Că e sigur. Am o glumă. Spontană, e... Am o glumă. Eram la începuturi în teatru, în 94, când am intrat, după ce am dat concurs la Andrei Șerban, și mă ia Florin Piersic de opera și zice: bă, Ciocu Flendere, să ții minte de la mine, dacă nu te lauzi tu, nu te laudă nimeni. Și după aia, vedea, el primea flori. Eram în perioada, era zbor de asemenea cuib de cuș, era un spectacol și primea flori. Și unul dintre colegi, nu dau nume, iar a fost zi de salariu și a trimis flori singur. Numai atunci avea flori? De la poanta a rămas, când era zi de salariu, el primea cele mai multe flori. Da. O fi adevărat, că nu o fi adevărat, nu știu. Eu vă spun ce am auzit când am intrat în teatru, acum 420 de ani. E și asta o cruce. Mai luați una de asta. Îl primea comunismului, știi că nu prea aveai ce să duci la ziua cuiva. Cu tare, da. Ce găseai pe casă? Nu, da, dacă aveai o șampană, o țineai un an de zile. Pentru doctor? Da, pentru, sau borcarul de Nes? Sau și era un mare critic literar, Ion Egoițescu, și de ziua lui veneau prietenii. Și eu eram invitat, așa. Și când veneau ăștia cu șampanie, a, și asta o recunosc, ți-am dat-o eu acum 2 ani. Schimbă-o, asta e tot de la mine, zice. Da. Nu se deschidă, o să pună după... Da, e celebră scena, cred că Nașul, dacă nu mă înșel, o să mă înjure cei cunoscători, în care Don Corleone, Capidi, erau două familii, na, și în fiecare Crăciun, sau de anul nou, când era să vână, nici făceau cadou câte un plic. Tu vrei să ne povestești filmul sau ce? Nu. Doar finalul. Și își dădeau cadou un plic. Dar în fiecare an același lucru. În plic erau $1000. Dar mai ai făcut un bilețel. Nu, și atât. Și el făcea $1000, extraordinar. De el tot lui dădea tot $1000. Și în fiecare an era la fel. Ce prieten, ce generos, $1000, extraordinar. Și așa în fiecare an. Dar aveau bucuria asta, știi? Adică chiar și cum nu știau ce primeau, știi? Așa și noi, nu știm ce primim. Hai să mâncăm să bem, ca să nu ne dăm unul la... Să uităm să nu mărim. Sergio, câte strigăi ai mâncat în Japonia? Fii sincer. Nu, erau, v-am spus, nu, aveam în meniu restaurantelul ăsta în care am lucrat, era un meniu și aveam două chestii, se făceau kaki fry, stridii... Vorbește frumos ca să uitești copiii. Exact, da. Deci cum ați spus că ați spus... Gratinate. Se făceau și așa, se făceau cu un sos de beșamel, ceea ce e foarte aproape de ce ați făcut în seara asta. Da, beșamelul e făcut cu lapte și cu făină și cu unt. Păi da, dacă mai era formația, că da, beșamel mucho. Voi vorbiți de un moment. Și asta se făcea cu sos beșamel? Beșamel, cu tot așa brânză, se dădea la cuptor și era o chestie foarte, foarte bună, da. Pentru că nu, încă o dată, în Japonia nu se poate mânca ca în nordul Europei în fiecare vară la nesfârșit stridii crude. Acolo doar iarna, ianuarie, februarie și atât. Mm-hmm. Și atunci, în ianuarie, februarie, erau un soi toată lumea dădea stridii crude. Și la noi, scoicile, că nu poți mănânci iarna. Nu poți, nu. Le prinzi Marea Neagră. Acolo doar sezoniere. Iarna, da. Da. Bine, așa și racii se mănâncă lunile cu râd. Așa sunt niște mici chestii. La ei ce mă impresionează e că persoanele la noi unde e chestia să spună farfuria, cu fritana, mare, la ei sunt chestiile astea, știi? Finețuri, nu? Uite-te și la cum arată ei. Ai văzut japonezi obezi niciodată? Sau o rarități cu... Cum ăia, sumo. Bine, sumo. Aia își fac special, să știi să fie așa. Știu, dar pe sunt grașe, da. Dar rest, populația... Dar eu am rămas în... trei mâini de orez. Fiindcă am văzut un film despre viața ăstora de la sumo și toate gagicile... sunt îndrăgostite, da, sunt. Nu cred. Păi că ei sunt considerați un soi de zei, nu? Da, așa e. Ce, așa e, da. Da, da. E, așa e. Bă, niște gagini, da, băi, da. Nici n-ai văzut, nu că n-ai pupat mâna. N-am pupat mâna. Tu vorbești serios? Erau film documentar, da. Zei, pur și simplu. Și nebunite după ei. Așa grași cum erau. Da. Le în Japonia n-ai voie să stori singur. Deci asta vă... Era un mare fotograf, Mihai Oroveanu, român, da, artist. Păi cum? Mare. Cine nu știe pe care om? Care era Oroveanu, masiv, da. Era așa. Ce, bă, când am fost în Japonia, zice, veneau unii și
mă vedeau așa mare și se dădeau cu urechea de burta mea. Da, da. Să le poarte noroc, erau superstiții. Da. Nu, da, omul, da, da. Și bă, se uitau la mine cu admirație. Eu că am fost complexat cu gagicei, că sunt mare, că am burta mare. Dat? Acolo se uitau ăia și fetele. Nu vreau să spun, dar ce idee mi-ai dat. Hai să ne oprim, că totuși... Nu, au zis 20 de minute, facem 4 emisiuni. O să aibă 4 emisiuni. Fii spiritual, fii spiritual. Tu te pregătești dinainte, cum n-ai bani? Ai poantele. Primesc informații despre invitat, ca să știu ce zână. Bancurile sunt un ai pretext. Ai voie să faci mișto de invitat? Sau asta, voie, e menire, nu fac eu. Asta e menirea. Nu, dar nu fac eu. Pentru că noi îl punem în valoare pe invitat. Bancurile sunt un pretext de a-l pune în valoare pe invitat, de a arăta crâmpe din munca lui. Spre exemplu, dacă ai venit tu invitat, îți arătăm talentul tău în gastronomie, în poezie, în momente fine. Deci, crede-mă, e un format total diferit de ce ai văzut pe piață. Bank show, sigur, te duce cu gândul, oh, ia, spun bancuri. Uite, să mă uit și eu de... Te rog. Eu aici n-am televizor, adică am... Îți trimit eu unul să faci, tu mi-ai dat spuici. Din facultate zici că ați bancuri așa... Nu, nu din facultate. Deci, de mult mai eu am făcut în România doar jumătate de ani în facultate și erau doi în toată grupa noastră care știau bancuri. Dar aia care știau bancuri, știau bancuri. Și când se apucau să spună bancuri, unul din ei mergea, făcea pipi și după aia se întorcea și spunea, iar s-a desfundat conducta de bancuri la tovarășul meu. Deci erau chestii când începeau. Orgoliu. Erau, da, erau... Dar fetele nu erau în centrul lui? Nu știu dacă... În centrul, în jurul lui, pardon. Care chestia? Era, eu m-am gândit, pe vremea comunismului, bancul era o formă de protest, așa, la adresa sistemului. Da? Subminarea sistemului prin ironie. Un refugiu. Și m-am gândit, bă, eu n-am întâlnit totuși niciun făcător de bancuri. Adică să vină unul, domnule, să stă la masă și a inventat pe loc un banc. Nu, eu eram puiul Călinescu, stăteam în culise la Tănase, că mă întreb de unde știu bancuri. Acolo mi-am făcut școală. Da, ascultă-mă. Bancurile, eu am ajuns, am tras această concluzie, să făceau în trenurile de navetiști. Ah, de da, ce? Da. Fiind la, în 91, când am scos cu Doru Bușcu și cu Liviu Mihaiu Academia Cațlavinci, am văzut cum trebuia să facem poantele la fotografiile alea, da? Bulele. Bă, și ca să faci o bulă de aia, noi ne strângeam la o masă, beam un par de vin și începea unul a arunca... Brainstorming. Nu știu ce. Bun. Bă, și treceau ore în șir și ieșea până la urmă poanta. Dar era un... Capsa. Era o lucrare colectivă. Deci, de unul zicea unul, aia se mai lucrau. Deci, așa se făceau și bancurile în trenurile de navetiști, clar, unde erau 10 oameni într-o daia, bă, zi de zi, unii aveau talent, evident că unii din născare, dar nu poți să zici că unul a scos o carte cu bancuri inventate de el. Dar e folclor. Dar interpreții de bancuri erau aleși. Interpreții de bancuri și aia unul că trebuie să aibă menimul. Diferența face... unii spun bancuri, alții interpretează bancuri. Eu asta fac. Atâta Doar. Și că fac personaje, că fac pe Marin Preda, îl fac pe bâlbâit, îl fac pe preot, îl fac pe... Asta e tot. Marin Preda avea un dușman în literatura română, Ion Lăncrăjean. De ce? Pentru că Lăncrăjean avea tot... Era ardelean, cu teme de țăranul ardelean, care nu știu ce... Și lua la îmbețe. Bine, Preda făcea mișto, zice, bă, în volumele de proza lui Lăncrăjean, țăranul ezită și în final intră în colectiv. El ca să-l zice, bă, stau, Lâncrăjean, deci îl speria și ca volum. Era, avea picioare scurte, însă era foarte masiv, așa știi? Era ca dintr-o maimuță de-aia solidă. Preda era foarte finuț, așa, și delicat. Așa. Și când se bea Preda, zice, băi, dacă ia puterea Lâncrăjean la Uniunea Scriitorilor, ne omoară pe toți cu buta în curtea Uniunii Scriitorilor. Dar acum vine poanta, zice, bă, Lâncrăjean ăsta, zice, auzit odată un banc. Și bancul, zice, era așa, știți la care altoia rusul, care altoia plante. Deci era un mare savan rus, care pasămite a pus la punct toată agricultura sovietică și a combinat măr cu corcoduș, păr cu castravete, chestii așa. Miciuri se cheamă. Așa, mamă, Miciuri. E și un bulevard în București. Și atunci era bancul, era specialist în altoi. Bravo. În altoile. Da, da. Și unul spune, știți de ce a murit Miciurin? Și la altoit unul cumpără în cap. Mamă! Ce frumoasă e vorba românească. Care...
Lâncrăjan, care stătea și el la masă, se mută la altă masă, zice, bă, am auzit că un banc, zice, știu de ce, a murit Miciuri? Nu. El zice, i-a dat unul cu un par în cap. A stricat tot. Da, uite, a mai fost un martor care a povestit chestia asta, așa e și bancul. Nu? Da. Păi zic unul care iar nu o să intre pe post. Era unul, stătea, avea de ce mă să nu intre? Păi eu spun că nu intră, dacă spun că nu intră. Timp. Iată, nu, era la demisol. Era la demisol. Avea apartament la demisol. Și ce înseamnă demisol? Da. Iohannis a desfințat cenzura. Da? Deci, apropo de asta, zice, alo, Palatul Cotroceni? Da, vă rog, ce spuneți? Cu ce putem să vă ajutăm? Hei, nu pot să cred, ne-ați vorbit. Am crezut că intră un robot. Nu, robotul vine de luni. Mai facem, dacă avem succes cu aia, în fiecare săptămână facem rubrica. Rubrica, da, Dubank Show. Dubank Show. Bine, gata, domnilor, virtual, gata. Mergem. Când v-ați dori voi, mergem, mătănii la Maglavi să ne să ierte păcate. La mulți ani. Doamne ajută. Da. Cu istranul. Hapciu! Dăm să bucă muzică în Japonia, nu? Da, da, da. Spun eu, dăm voie să spun. Eu să vă pun vouă. Nu, nu, nu. El e gazda, eu sunt partener. Mergem pe chestii naționale, o să fac sarmale în foi de da. Hrean. Hrean? Da, da. Am luat hrean de la foi de hrean de la doamna aia, de la Poiana Mare. Păi și nu să fie... Cum? Carne de vițel și nu știu. Dar îi dă un parfum foarte fin așa, știi? Deci am aflat între timp, bine, în unele cărți de bucate să scrie foaie de ștevie, primăvara, foaia de hrean. Așa? Și chiar și foaia de tei, frunza de tei, acum, înainte să înflorească, e fragedă, dar de hrean, după părerea mea, e cea mai bună. Bun, ca să mă întorc la închiderea pe care vreau să o fac, datorită respectului și admirației pe care o am vis-a-vis de tine, pentru că ai spus că faci sarmale în foi de tei, În foi de hrean. Da, dar și de tei, da. Te iubesc. Îmi pare rău, sunt însurat. Ce vreau să spun? N-am înțeles nimic. Mai venim. Hai, la mulți ani. Și-a zis verde, mă, domne, nu-mi e de cască vreie. Păi mi-e ciudă că-mi bătrânesc. Păi și de-aia mă prăpădesc. De ce, mă, de ce? Păi iubi una, iubi două. Păi iubi 49. Păi și din 49 am rămas numai cu două. Care se mai este? Una veche și alta nouă. Lelele, șamelele. Păi aia! Mă picere, mă-ncaș la boale grele. Hai de păcatele mele. Pâine, băi, florine, băi! Iau-s, Andrei! Ofo! Păi aveam una la Constanța. Păi de-mi prindea pește cu plasa. Păi numai cara și bibană și mi-l frigea pe grătar. Și ce zicea, mă, ce zicea? Și ce zicea? Ia dubane de mănâncă. Păi ciula m-a dă pui de curcă. Păi și ouă de bibilică. Păi ia dacică, mi se strică. Lelele, șamelele. Aia, cumpăr pe picere. Mă băgaș la poale grele. Vai de păcatele mele. Omălă! Și acum să mă lau și eu, băi, fraților. Ofo! Păi câte viață am iubit. Păi pe toate le-am mulțumit. Dar să vedeți cu ce. Păi cu palto și cu paltoane. Păi pălării ca la cocoane. Păi dar acum ce iubesc, am parare să plătesc. N-am cu ce să o mulțumesc. Lelele,
așa mele. Aia cu păr mă pice, mă băgați la moale grele. Hai de băgatele mele. Haide măi, Florine, măi! De mai jos! Mai repetăm o dată strofa asta pentru domnul Andrei aici. Ufă, nu mi-e necas că trăiesc, păi mi-e necas că îmbătrânesc, păi și de-aia mă prăpădesc, păi iubi una, iubi două, păi iubi 49, păi și din 49 rămăsă-i numai cu două. Una veche și alta nouă, am iubit 101, păi și-am rămas numai cu una. Care e aia, mă, care? Păi și-aia face pe nebuna. Păi cu paralelul geaba, și-a dracului tot nu vrea, măi. S-a umflat pe leamă, ia, le, 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 și-a mea, le, le, aia, ia cu păr pe picere, mă. La poale grele, mai de măcatele.